Salutare tuturor! Salut, Amez! Bună ziua! Voi să-ți prezentăm azi niște iepurași la un băiat foarte tânăr care are o pasiune frumoasă. I-a spus că e o pasiune costisitoare. Ce ai aici? Câți iepurași aici? Aici am 6, văd că 6, da. Unul l-am dat de Paști. Încercați. Sunt încercați de 10 zile și acum mai urmează în următoarea săptămână. Hai că ce ai pe pieșe, tot cu iepurașul și pitici. Asta se deschid ușa. Ne aflăm în orașul Pâncota, da? Ia să dăm drumul la Blitz. Ia ce frumos este. Și eu se urmează acum următoarele zile să fie încercați. Și cât timp au? Ăștia, 37 de zile, la 45 în țarc. La 45 în țarc, da. Foarte frumos, să ai noroc de ei. Mulțumesc. Acolo ce ai jos? Tot iepuriță, pui... Aia, asta pui care i-am prezentat înainte? Acolo avem un iepure de la această iepuriță, prima fătare. El este... Ăsta e mascul? Da, mascul. L-am prezentat în... rasa flutere, frumos, da. Frumos. Și acolo? Californian, el este pui la... el tata este puilor. Tata puilor la ăștia care i-am acum din generație. Uh-huh. Aici îmi putu că nu o să-i... Și am Californian, mai am numai una și eu. Așa. Aici avem un... Ce aici? Cap de leu? Cap de leu. Aici avem un cap de leu cu trei cuți. Asta ce e? M-a scos sau femeie? Nu, aia e femeie, nu-i ce am exprimat greșit. Ce bufoșiși! Da. Dar și disponibil, nu s-o ții pentru cine? Doi sunt disponibili. Unul, ăștia s-a luat sora mea, sincer să vă spun. Da. Ăsta cu ăsta disponibil. Da, ce frumos. Și aici ăștia iară, peste câteva zile o să fie încercați. Trebuie să mai jos, o să se vadă. Dar și câți ai? Ai mult? Aici sunt 9. 9 bucăți, ioi. Înseamnă că e bună matcă, hai? Acolo mai am, din prima box, este o femelă, ca aceasta. Femelă frumoasă. Păi ești pe boxă sus. Și de când îți place unicultura? De mult? De un an. De un an? Da, anul trecut, nu anul, nu, din 2022 decembrie. Mhm. Uh-huh. Un an și ceva. Da. Acest este mascul. Mi este tata la majoritatea iepurașilor care am. De cap de leu. Dacă ce am să aduceam eu femeie la cap de leu. Că n-am mascule. Acesta mi este un pic bolnav. Are de când era mic. E de o dună cu lucrurile care mi le-am dat. De când era mic are... Mi s-a făcut puroi. La ce? La urechi? La gât. Aici o iepuriță de neozelandez, m-a luat pereche, doar că masculul mi-a murit, mi-a paralizat cu picioarele din spate. Da, se mai întâmplă cu ei, să mai și să îmbolnăvezi, mai... Frumoasă. Chiar ce n-au avut neozelandez? Au avut numai palpa, am avut părul și n-au avut. Vreau să-mi iau și un mascul. Și din coace am fluturaș? Un fluture Havana, l-am primit de la un prieten. Îmi trebuie ca să îmi fac și o matcă. În asta, că dacă dau la negri, la femeia pestiță neagră, o să-mi iasă și din ăștia. Da, frumos, da. Mascul. Pentru 4 luni. Mamă, e fain. Ai aici un sistem frumos de apă. Da, nu mă complic cu apa. Și mâncare, le dau. Se vede, așa e plin. Ei, boxă frumoasă. Da. 3 boxe. Și eu țar. Frumos. Acolo, boxă de lemn, țarcul. Chiar îmi place ce văd la un tânăr începător. Așa că Dănuț încheie clipul aici. Uite, ai lucernă, calitate, mâncare. Și o să vă mai arat încă... Că ți-am cumpărat azi, așa? 10? Da. Încă 10 bucăți. O să vă arăt pe clipul care să-l postează Dănuț cu noile achiziții. Ce să zic, baftă multă și Doamne ajută, ce am salutat. Mulțumesc.